Am venit să vedem locația unde o să țină cununia și botezurile. Tot timpul am așa un sentiment ciudat înainte să vin în România. Milena, ai văzut avionul? Avem cheie. Cheie închid. Trebuie să închide. Aici că n-are ce să ne trebuiască. Hai Milan, te rog. Stop. Hello. Hello. Hai, tăte! Acolo este Ciubăr! Bună dimineața de la Cluj! Am venit să vedem locația unde o să țină cununia și botezurile. Acum suntem în spate, unde este un loc de joacă și Ciubăr, pe care sper să-l putem folosi în seara aia, pentru că o să rămânem aici. Ne-am luat și cazare. De fapt, am închiriat pensiunea, dar o să vă arăt și interiorul, probabil, în ziua evenimentului. Aici e Milan. Bun, mama, bun, tata. Acum vine tati. O rămas să mai vorbească cu doamna de aici. Nu, nu arunca piatra, te rog. Hai, dă-te tu pe tobogan. Și în spatele meu e pădure. E foarte drăguț aici, se numește Harmonia Mundi. O să vă las un link în descriere.
Dormim Mara și nu ne mai grăbim acasă. Puteam să mergem acasă să o culc acolo pentru că nu o dormi pe drum. E un pic dat peste cap programul ei de somn acum cum suntem aici și avem destul de multe lucruri de rezolvat și drumuri de făcut. Am ajuns alaltă ieri seară. Ieri am fost tot așa, tot pe drumuri, să rezolvăm un alt. Am fost să vorbesc la florărie, am fost să vedem locația. Azi am mai fost odată să vorbim și cu doamna de acolo, că ieri nu era și n-am apucat să filmez nimica, dar astăzi o să vă iau cu mine. Tocmai am fost să vorbim ultimele detalii de la locație, am și filmat acolo un pic, ați văzut, e foarte drăguț, parcă m-am mai liniștit acum că am văzut și eu locația și am vorbit și cu doamna cu florile și mai avem foarte puține chestii de rezolvat și m-am mai relaxat pentru că știu că o să ne ajungă timpul acum. Am rezolvat ieri și cu pantofii lui Răzvan, i-am luat pantofi și curea. Mai trebuie să merg până la un magazin tot așa de plante, că aș vrea să iau niște suculente care o să fie pe post de mărturii și mai am de luat câte una alta pentru botez, ne mai trebuie un bol de sticlă și chestii din astea mărunte, o față de masă ne mai trebuie albă pentru că nu aveau aici la pensiune și așa niște mărunțișuri, dar în principiu totul este pregătit și parcă sunt mai entuziasmată decât să am emoții, am avut emoții până să ajung aici și să văd cum arată totul. Da. Cam asta e situația la noi și sper să ajungem astăzi un pic și prin centru, în plimbare. Alaltăieri când am ajuns de la aeroport, era și seară, într-adevăr, erau foarte multe lume pe stradă și o atmosferă așa de faină în oraș, că parcă îmi doresc direct acolo, în mijloc, să fiu și eu, să mă pierd în mulțime și să văd centru, că n-am mai fost de anul trecut la Cluj. Da. Și în rest, parcă am plecat ieri, asta e senzația, deși înainte să pornesc, tot timpul am așa un sentiment ciudat, înainte să vin în România, parcă am așa, nu știu, parcă mi-e un pic groază, nu știu exact cum să vă explic, mă gândesc că nu o să mă mai potrivesc aici, parcă nu mai știu cum mâi, nu o să mai recunosc chestii și cum aterizez și mă urc în mașină, parcă am senzația că am plecat ieri, dar chestia cu care nu mă pot obișnui este că-s deschise toate, duminica și de sărbători, orice vrei, e deschis. Chiar acum am oprit la o farmacie, l-am rugat pe Răzvan să intre să-mi ia un cleanser pentru față de la La Roche-Posay. Sper să-l găsească pentru că l-am uitat acasă pe al meu și ultimul lucru pe care aș vrea este să îmi ia razna fața fix acum înainte de eveniment, deși a luat-o deja, cred că v-am zis și în ultimul vlog, că, dar cred că de la stres mi-au ieșit tot felul de chestii pe față, ce nu le aveam acum 2 săptămâni. În fine, o să fie ok. Mi-am făcut programare și la make-up și păr. Machiajul m-am gândit un pic dacă să nu mi-l fac eu, pentru că nu vreau nimic a ieși din comun. Dar cred că ar fi un stres în minus dacă mă machiază cineva. Deși n-am făcut probă și sper să-mi placă, dar nu vreau ceva foarte deosebit. O să fie oricum ceva simplu și părul nu știu să-l aranjez. Așa că acolo aveam neapărat nevoie de cineva. Stau pe gânduri de 2-3 ani dacă să-mi iau Dyson Airwrap. Mi se pare foarte fain cum arată părul aranjat și am văzut că durează foarte puțin până ți-l aranjezi. Bine, am înțeles că ți-a un pic de timp până te obișnuiești cu aparatul pentru că nu e ceva nou. Am văzut că acum am mai scos un model care e și mai scump, să văd, poate de ziua mea, trebuie să găsesc o ocazie să dau atâția bani pe el, mi se pare extrem de scump pentru ce este. Dar la fel mi s-a părut și cu Thermomix-ul, am fost foarte sceptică și cu Thermomix-ul și îl folosesc zilnic, dacă nu de 2-3 ori pe zi. Și mi se pare că a fost cea mai bună investiție, toate pireurile pentru Mara le-am făcut acolo și sterilizează. Camera asta mi-a făcut niște figuri astăzi și ieri, sper să nu mă lase la greu și să trebuiască să mă mut pe telefon, dar o să vedem. Nu știu dacă reușesc să postez de 2 ori săptămâna asta. Nu știu dacă ați observat, dar în ultimul timp am reușit să mă organizez și să postez cam de 2 ori pe săptămână. Însă, acum avem foarte multe pe cap până ce trece evenimentul ăsta, așa că s-ar putea să fie doar un vlog săptămâna asta. Dar în următor o să vă povestesc cum a fost și ce mai facem noi pe aici prin Cluj, pentru că mai stăm un pic și după, apoi zburăm înapoi în Germania. Nu știu dacă găsește Răzvan, că nu îl mai văd și poate multe lume înăuntru. Bun,
Ne auzim mai încolo. Am închiriat o mașină de la aeroport. E un Ford Focus, parcă. Și am luat-o direct cu scaune de mașină. Milan a primit un scaun care e potrivit. Mara a primit unul care nu era prea potrivit pentru ea. Adică mi se părea că nu stă prea bine. Era prea mare pentru ea. Așa că am pus-o în scoica ce a rămas de la Milan. Am lăsat-o aici la Cluj și numai bine s-o nimerit că stă mai comod în scoică și poate să și doarmă. Ea doarme bine în mașină. Era reclamă așa. Am venit cu Milan să ne uităm de suculente. Și tati cu Mara au rămas în mașină. Da, hier drinnen. Că Mara încă doarme. Uite ce de floricele. Aici să alegem. Mă ajuți? Uite, ăsta e frumos, așa-i? Da. Am găsit suculente la Flower Time, lângă Polus sau Vivo, cum se numește acum. Le-am luat așa diferite, nu o să fie toate la fel, și o să le împachetăm, drăguț. Da? Da, chiar. De la stupul de albine. Da, spawn-di bine în Mimi, zici tu? Von Tantab. Nee, ich weiß nicht, von Honig, glaube ich. Și am ieșit un pic afară la aer. Aici e un cireș care a crescut imens. Uite, aici sunt niște cireșe, cred că se pot mânca. Uite, le-ai văzut? Astea roșii. Uite și acolo sus mai sunt două. Bine, vrei o cireașă. Aici încă nu sunt făcute ca lumea. Da. A, uite și acolo încă una. Yes, oh, Heinz. Mi-ai găsit una? Da, aia nu-i roșie, Mina, trebuie să fie roșii. Come on, here. Da. E bună? Can we be no, Heinz? Da, Mina nu a descoperit gustul cireșelor. Da, poate se mai fac până plecăm. Mina? Mai altul nu mănânci.
O să folosesc această cărămidă pe post de trepied. Ignorați mizeria de pe masă. Am crezut că e curățat, dar se pare că nu este. O să vin imediat cu o lavetă să șterg. Ne-am întors din oraș, a fost foarte fain, chiar o atmosferă foarte faină, ca de obicei de altfel în Cluj, mai ales în weekend-uri, plin de lume prin oraș. Le-am dat cina copilor și urmează să mergem să le fac o baie, cred că Milan vrea să fac o baie. Am intrat ieri scurt până în DM, că ne mai lipseau câteva chestii și am luat o bilă de baie, ca să nu folosesc celălalt cuvânt cu B, pentru că YouTube-ul nu mă lasă să îl spun. Mai avem câteva zile până la cununie și botez și m-am gândit astăzi, văzând cât am filmat, că cel mai bine ar fi să fie într-un vlog diferit ca să nu îl lungesc foarte tare pe ăsta, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie două vloguri săptămâna asta, deci nu ratez de postat nici acum de două ori pe săptămână, ceea ce e super. Vreau să vă arăt ce am mai cumpărat pentru mărturii, în caz că aveți nevoie de o idee, de cadou, de mărturii pentru nuntă sau botez. Asta mie mi-a plăcut foarte mult, mi se pare super drăguț să poți să duci acasă o plantă și suculentele sunt bune pentru că rezistă și la căldură și în timp, adică nu e o plantă de care să nu poată avea grijă oricine, cred eu. Hai, încet pe scări, da? E puțin grețos sau mi se pare mie? Am spălat o tură de haine deja, deși am ajuns de două zile. Nu v-am arătat că mama a cules soc și facem socată. Abia aștept. Cred că o să închei vlogul astăzi și o să continui mâine cu ultimele pregătiri și cu evenimentul în sine, ca să vedeți cum a fost. Sper să reușească sora să filmeze, pentru că eu nu știu cât de mult o să pot să fiu cu camera în mână, dar o să facem cumva și o să vedeți cel puțin poze și câteva filmări, după cum vă spuneam. Dar aș vrea să fac și un tur al pensiunii sau poate doar al camerelor și al sălii unde o să fie evenimentul. O să vedem oricum. Mie mi se pare interesant așa să văd locuri noi și chiar mi-a plăcut mult, super mult locația. Știu că există multe locații noi de genul în Cluj. Cel puțin de când ne-am mutat noi, mi se pare că au apărut foarte multe locații faine unde poți să ții evenimente așa mai mici. Și asta cu siguranță este unul dintre ele. Așa că dacă vă interesează, vă aștept în următorul vlog. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în curând.